Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Da, știu, n-am mai filmat de 2 săptămâni, nu aruncați cu roșii în mine, astăzi am revenit cu un story time despre cum era să mor eu dintr-o banală apendicită și zic să începem. Se consideră că apendicita se face doar din cauza semințelor și pentru că mănânci prea multe semințe. E bine, nu e adevărat. Apendicita se poate face și din cauza efortului sau stresului sau alte cauze. Bun, eu am făcut apendicită din cauza stresului și din cauza că ridicam multe chestii. Fiind la țară, căram apă cu gălețile și nu erau găleți mici, erau găleți din alea de 20 de litri. Și da, s-au acumulat chestiile astea și provoca o anumită durere în partea dreaptă. În caz că nu știți, apendicita este în partea dreaptă. Și pe mine începuse să mă înțepe foarte tare, dar am zis că nu m-am gândit niciodată la apendicită pentru că nu știu, nu m-am gândit, pur și simplu. Am crezut că e doar din cauza că predic eu prea multe chestii și că fac prea mult efort și de aia mă mai supără din când în când. Până într-o zi când am ajuns acasă de la școală și efectiv nu am mai reușit să mă pun în pat, gen, nu mă puteam așeza nicăieri pentru că mă înțepa atât de tare încât am crezut că mor. Parcă îmi băga cineva un cuțit așa și nu se mai oprea. Și vecina mea mi-a zis să merg la doctor neapărat, dacă nu sună salvarea, sună la 112. Și am zis că ok, o să merg la medic. Și m-am dus la medic și acolo mi-a făcut o consultație, gen te apasă pur și simplu pe apendicită și am țipat. Am țipat foarte tare pentru că mă durea extrem de tare și mi-a zis că am apendicită acută. Am dat trimitere și ce să vezi, am ajuns acasă, i-am zis lui taică-miu că am apendicită acută și că ar trebui să merg la spital și nu știu ce și bla bla bla. Ok, taică-miu mi-a zis că ok, o să mergi. A doua zi, țin minte că nu am mers la spital. Am zis că ok, mi-a trecut, nu mă mai înțeapă, e super ok. Dar am făcut un lucru greșit și a început să mă înțepe iar și până la urmă m-am dus la spital și acolo când m-a consultat doctorul a zis că nu mă mai lasă să merg acasă din cauza că e grav și nu se poate să mai mergi acasă, nu mă interesează, chem pe cineva să-ți aducă câteva lucruri, tu o să rămâi internată în spital pentru că apendicita ta e foarte gravă, trebuie neapărat operată. Și când am auzit de operație, am zis, nu, cum se poate așa ceva, nu vreau să fiu operată, nu vreau să fiu tăiată. Și a zis că trebuie că altfel dai colțul. Nu mi-a zis așa, dar m-a făcut să înțeleg și am zis că nu, că nu are cine să vină să-mi aducă lucruri, eu trebuie să merg acasă. Mamă. Și mi-a zis că ok, te duci acasă, îți iei lucrurile și te întorci înapoi și am zis că da, ok. Gen, îi prosteam pe toți numai să nu mai stau în spital și să nu mă operez. Și după ce doctorul mi-a zis să merg acasă, să-mi iau câteva lucruri și să mă întorc, am zis ok, o să mă întorc, dar de fapt eu nu vroiam să mă întorc. Și am sunat-o pe maică-mea, maică-mea fiind în Italia, și am zis că am fost la spital și că trebuie să mă operez. Maică-mea deja a început să se panicheze ce se întâmplă cu mine și am început să plâng la telefon că eu nu vreau să fiu operată, că eu nu vreau să fiu tăiată, că nu se poate. Și până la urmă maică-mea m-a încurajat să fac chestia asta pentru că altfel eu nu mai eram aici să vă povestesc. Deja a început să se agraveze chestia. După care m-am dus la spital înapoi, zis că tu trebuie să intri neapărat în operație, imediat. Gen,
trebuie să-ți fac un set de analize imediat să văd la ce ești alergică, la ce medicamente ești alergică sau nu. Și da, trebuie să intri în operație. Mamă, nu eram pregătită deloc. Deci deloc, nu. Mi-a zis că trebuie să te dezbraci. Și când am auzit de că trebuie să mă dezbrac, ce? Cum? Nu, nu, eu nu pot să mă dezbrac. Nu am cum, nu vreau, nu. Nu vreau să mă vadă nimeni dezbrăcată. Pat în deget să vadă cât de repede se coagulează sângele meu. Am făcut-o pe asistentă să se sperie și să scape acele bucățele de sticlă pe care trebuia să pună sângele. Pentru că nu suport durerea și cum am înțepat coacul, cum am țipat și am speriat-o. În fine, totul s-a întâmplat așa pe repede înainte. Am intrat în operație, nu era nimeni lângă mine, nimeni, efectiv nimeni. Cel mai tare mi-a fost frică de anestezie. Anestezia care se face în coloană. Am avut așa un pic de panică pentru că anestezista, era o femeie, mi-a zis că atunci când ea o să-mi facă anestezia, trebuie să stau nemișcată și trebuie să stai într-un fel anume și dacă te miști, acul acela se rupe, dacă tu te miști puțin și se rupe acul, o să rămâi paralizată pe toată viața. Și asta m-a speriat de moarte și tremuram și eram, nu vreau să mor. Dar se pare că a fost o anestezistă foarte, foarte, foarte bună și chiar nu am simțit nimic. Ok, și am ajuns pe masa de operație. Anestezia se face de aici în jos. Am conștientă și puteam să văd tot, adică puteam să aud și să văd tot. Bun, am intrat pe masă, m-au pus pe masa de operație, mi-au întins mâinile așa de parcă eram răstignită. Pe o parte eram injectată cu tot felul de chestii și aveam chestia, nu știu cum se numește, glicerină sau ceva, nu știu, punga aceea, știți voi. Și pe partea cealaltă era încă o asistentă care mă ținea de mână, nu știu de ce mă ținea de mână, iar la capul meu era anestezista care mă mângâia pe cap și îmi spunea să mă relaxez, să fiu calmă, să nu mă panichez, pentru că inima deja îmi bătea foarte tare și deja s-au panicat ei. Ok, și aveam un fel de paravan în față prin care să nu văd cum mă taie. Dar vedeam prin chestia, prin becul acela de sus. Doctorul a început să-mi cânte în timpul operației. Eu eram dezbrăcată acolo. Eram efectiv dezbrăcată pe masa de operație. Simțeam durere, dar simțeam când efectiv a băgat cuțitul ăla și a început să taie. Doamne, am simțit așa o stare de greață și cum umblă efectiv în mine. Știu că sunt ciudat și știu că e paiurea, dar așa simțeam eu la momentul ăla, că simțeam cum umblă în mine, dar nu mă doare nimic. Și în momentul ăla eu m-am panicat, inima a început să-mi bată foarte, foarte tare și nu mai vedeam nimic în fața ochilor. Am văzut așa negru, cred că ăla era sfârșitul. Ăla am crezut că e sfârșitul. Și că eu voi muri. Pentru că auzeam asistenta din partea stângă care îmi spunea că o pierdem. Și cealaltă, aduceți nu știu ce, oricum chestii pe care nu le pot pronunța. Anestezista mă mânghia pe cap și îmi spunea: Anca, nu, deschide ochii, ține ochii deschiși. Chestii de genul, mamă, și atunci am simțit că nu o să mai rezist. Dar până la urmă mi-au pus ceva, m-au injectat cu ceva și mi-am revenit imediat. Apendicita mea era de fapt spartă. S-a spart în timpul operației, am dat în peritonită, deja infecția se ducea în tot corpul și de aia nu mai aveam eu mult de trăit, pentru că deja dădusem în peritonită. Trebuia să-mi pună un tub în mine. Eu nu conștientizam ce se întâmplă acolo, pentru că deja eram foarte
Așa că mi-a zis că trebuie să-mi pună un tub de drenaj, sau cred că așa se numea, un tub cu o pungă, efectiv, în opera, și că trebuie să mai taie, să mai fac o tăietură lângă operație. Deci eu am două cicatrici, adică și cum aș avea două operații. Prin tăietura aia mai mică mi-au băgat tubul acela prin care să se scurgă toată infecția din de acolo și a trebuit să țin tubul ăla și punga aia după mine. Cred că câteva zile. Operația durează 20, maxim 30 de minute.